Hei, bună drăguțele mele fecioare, ia că mă sunt aici cu voi, pentru voi facem etalarea lunii noiembrie. Hai să vedem ce avem pentru fecioară în luna noiembrie. Drăguțele mele fecioare, cu cine vei avea tu de-a face? Cu cine vei avea de-a face în luna noiembrie? Noiembrie, decembrie, pe acolo. O, cu o mare preoteasă, văd aici și cu cineva care are mare compasiune, o femeie sau o persoană care iubește, este blândă, este foarte conectată cu spiritele, cu natura, cu tot ce ține de mistic, lumea asta mistică. Se pare că ori ești tu așa, ori vei fi conectată cu cineva de genul acesta. Oare de ce? Ia să vedem ce îmi spun mie cărțile despre tine. Au venit multe? Nu au venit chiar așa multe. Și avem așa, transformarea ta. Până acum avem 39 ca și cifră, cifra 1, 5, 7, văd aici. Tu consideri că timpul se scurge și că nu poți face absolut nimic și ai nevoie de această transformare, de această schimbare în viața ta, dar te temi foarte tare, văd o frică aici. Iarăși avem cifra 5 de 3 ori, se repetă cifra 5, atenție, o dată de 5 sau poate fi un 5 decembrie, dacă nu 5 noiembrie, dacă nu, na. Da, o teamă, frică, frica de a schimba ceva. Mai văd aici lăcaș sfânt, un templu și teamă, anxietate multă. Bun, stai să le fac așa loc, ca să am... Că oricum la voi este ultima în seara aceasta. Continuarea va fi mâine pentru celelalte zodii, dacă ascultați pentru cineva. Bun, deci, dragă fecioară, se pare că conectată cu spiritualitatea rău tare. Ia să vedem ce mesaje ține ție din tarot, ce spune tarotul despre tine și care-i treaba aici, că lucrurile nu prea stau chiar atât de bine. Și avem așa, steaua, vindecare, cauți vindecare. Cauți un răspuns, cauți să depășești această situație grea, din câte observ. Steaua vorbește despre vindecare, despre speranță și spui speranța în ce? În biserică, poate, într-o mănăstire, poate într-un preot, într-o mare preoteasă, poate că mergi la cineva să-ți citească cărțile, să-ți spună viitorul sau ceva de genul ăsta. Văd că te conectezi foarte frumos aici cu o persoană care iubește, care, da, care are compasiune. Cauți vindecare, dar oare de ce? De ce cauți vindecare? Ce-i baiul cu tine, dragă fecioară? Pica multe. Ce se întâmplă? Prea vor să sară cărțile. 9 de bastoane, văd că ești obosită, epuizată și încerci pentru ultima dată ceva. Ce anume încerci? 3 de spade, să depășești acest moment și împărăteasa. Olo, ce ai făcut aici? Împărăteasa și 3 de spade poate arăta o sarcină cu probleme sau poate arăta o suferință. O suferință, dar pentru unii dintre voi văd împărăteasa. Împărăteasa e o carte foarte bună, e o carte care arată creștere, care arată abundență, arată o persoană specială, arată ceva foarte frumos, creștere pe toate planurile. Și totuși, cei cu treiul ăsta de spade aici, cei cu tristețea asta, cei cu nefericirea asta, steaua, vindecare. În cazul în care îți dorești un copil, se pare că apare vindecarea, chiar apare o sarcină pe aici. Dacă nu e vorba de niciun copil, că pentru mulți dintre voi nu este vorba despre asta, atunci văd că depășești acel moment critic, da? Și împărăteasa anunță lucruri frumoase. Nu ai încredere suficientă în tine, îmi spune cartea asta, pajul de bâte care vine invers, adică te gândești cumva la viitor într-un mod negativ. Da? Ești foarte pesimistă sau pesimist. Analizezi prea mult, poate, știi? Analizezi prea mult situația și cu cât te uiți mai de aproape, cu cât o analizezi mai tare, cu atât șansele ți se par a fi tot mai mici. Nu-ți găsești drumul, nu găsești o cale de vindecare. Ok, 9 de bastoane, la ce se referă? Și avem aici un 3 de cupe. Întâlnire cu prietenii. Este cazul să renunți un pic la a te mai sacrifica.
a munci foarte mult. Nouă de vasoane înseamnă foarte multe responsabilități. Mai înseamnă și muncă așa asiduă, înseamnă că de dimineața până seara ești într-o rutină și din când în când mai este momentul să, nu știu, să mai ai grijă și de tine, știi? Să ai și o viață socială, să mai ieși cu prietenii, să te bucuri de compania celor din jurul tău. A sărbători ceva aici cu 3 de cupe. Cam asta mi-arată. Mai ales dacă ești în conexiune cu cineva din RAC, cunoști pe cineva din RAC, ar fi momentul să ieși afară, să sărbătorești, să te simți bine. Cineva se întoarce aici. Dacă tu plângi după cineva pentru că a plecat din viața ta sau ți este teamă, da, văd pe cineva care se întoarce. Ce mai văd aici? O muncă liniară, plictisitoare, monotonie multă. Ceva ce se întâmplă repetitiv în viața ta. Rutină mai poate fi aici. Pentru unii dintre voi poate fi o rutină din care nu reușești să ieși. Împărăteasa, ce-ți aduce împărăteasa? Nebunul, împărăteasa și nebunul înseamnă copil, sarcina. Dar poate fi și o sarcină pierdută pentru că nebunul a venit invers. Pentru unele dintre voi, doamnelor, poate fi și asta, o sarcină pierdută. Da, invers venit este lipsa speranței. Când nu mai speri. Nebunul. Iar aici am un 6 de spade întors. Doamne ferește, dar toate sunt cu buca în sus la voi, măi. Ce-i cu voi? Ce se întâmplă cu voi? Cu unii dintre voi, bineînțeles, nu cu toți, că nu se poate potrivi tuturor, chiar dacă probabil toți care mă ascultă sunt, da, care ascultă această etalare sunt fecioare, dar nu contează. Nu contează asta. Bun. Hai să vedem în dragoste cum stai, pentru că așa, pe general, ești pe negativ rău de tot. Ești pesimistă, pesimist, nu vezi nimic bun în tot ceea ce este în jurul tău, vezi doar lucrurile invers decât trebuie să le vezi. Ok, în dragoste, ce ți iese în dragoste? Și am așa, adicție, codependență, obsesie, posesie, control. Aoleo, doamne, doamne, ce e aici? Și ceva șocant, ceva ce se întâmplă așa, vești șocante, surprize, transformări, transformarea am văzut și mai devreme. Ce se întâmplă cu tine, fecioara mea? Ce se schimbă pentru tine aici? Ceva iese la lumină, se află ceva și această veste va fi cumva șocantă pentru tine, pentru cei din jurul tău. Iese ceva la lumină și ce mai văd aici este o întâlnire, un flirt. Pentru unii dintre voi văd un flirt. Dar pentru mulți dintre voi văd niște adicții puternice care nu sunt bune de nicio culoare. Ok, cu cine ai tu de-a face? Ah, ce-am uitat să scot de aici, ghidarea. Nu-i bai, o scoatem acum, ia să vedem. Ghidarea, înainte să merg mai departe și îmi spune familie. Da, atenție, familiei tale, familia ta, familia este totul. Reconectează-te cu ei și spune-le cât de mult îi iubești. Măi, ce mesaje frumoase vin din acest pachetel. Familia, familia este importantă. Dă importanță familiei tale. Ok. Ia să vedem ce se întoarce. Roata norocului. Ceva se schimbă pentru tine. Roata norocului, de obicei, când ai și spune roata norocului, aduce lucruri frumoase în viața ta. Dar, câteodată, eu zic să aducă lucruri frumoase și sper eu. Dar dacă tu până acum ai dus-o foarte bine, ceea ce nu prea cred eu că este cazul la ce am văzut eu pe aici, s-ar putea ca roata norocului, da, să aducă și un pic de payback, știi? Adică bine faci, bine găsești, rău faci, rău găsești. Știți povestea cu fata babei și fata moșului, da? Pe drumul tău s-ar putea să fie și un drum de întoarcere, știi? Dacă ai făcut bine, s-ar putea să găsești foarte bine. Cam așa e cu roata norocului. E o răsplată la ceea ce tu ai făcut până acum, știi? E un fel de... Hai să vedem ce meriți, știi? Ceva de genul. Bun, iarăși mi-apare nebunul. Nebunul care arată un nou început. Asta va duce roata norocului, un nou început în dragoste. Cineva de la distanță se întoarce înapoi. Temperanța mi arată faptul că
Vă veți liniști. Luna noiembrie, chiar dacă pare foarte agitată la început, spre sfârșitul lunii noiembrie, se pare că lucrurile se așează într-un mod foarte, foarte frumos pentru voi. Cu temperanța, îngerul temperanței este acolo lângă tine pentru a te echilibra. Ok, săgetător, marcaje, am aici 8 de spade, blocaje. Tu gândești foarte negativ, gândești pesimist, ești foarte pesimistă. Da? Și asta te bagă cumva în depresie. Ia uite, 7 de spade, neîncredere, teamă, îți vine să fugi, îți vine să pleci, fugi în lume, unde vrei să te duci? N-ai unde să te duci. Da, gânduri negative, multe, un pic de paranoia mai văd pe aici. Dacă nu ești tu așa, poate fi cineva din preajma ta, ține cont și de acest detaliu, poate fi o persoană care se află în preajma ta. 7 de bâte, o muncă, parcă și cu 7 de spade, zici că muncești sau duci o luptă contra curentului, știi? Înnoți contra curentului. Încearcă să vezi lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Încearcă să vezi lucrurile și din partea celuilalt sau celelalte. Nu, da, nu te pune doar pe tine în prim plan întotdeauna. E bine să te pui în prim plan, dar uite, aici vorbim despre parteneriate, despre dragoste, despre persoanele dragi. Și persoana dragă are impresia că nu înțelegi. Mai văd îndrăgostiții aici, o carte superbă de altfel, care anunță un echilibru, da? Și anunță o alegere aici, a cuiva. Ok, o să le și clarificăm. Ia să vedem. Roata norocului. La ce se referă roata norocului? 9 de spade. Stres cât în cape. Doamne, stres, insomnie, anxietate, frică, exact ce am văzut mai devreme, gânduri întunecate, o traumă. Ce mai am pe aici? Cavalerul de cupe, nebunul și cavalerul de cupe, o persoană cât se poate de romantică, de plăcută, în preajma ta. Cineva încearcă să te calmeze, cineva încearcă să arate că ești iubită, că ești iubit, dar parcă nu vrei să vezi, nu știu de ce. Mai văd conexiuni frumoase aici între tine și cineva din gemeni sau între tine și cineva din săgetător. Bun. La distanță sau așteptarea asta, ce mi-arată? Am un 6 de bastoane întors. Aici nu e prea bine. 6 de bastoane întors înseamnă eșec, da? Că ceva nu-ți iese, că nu mai ai răbdare. În special dacă ești cu cineva din zodia Leu sau aștepți pe cineva din zodia Leu, s-ar putea ca acea persoană să nu se mai întoarcă. Ok. Iar aici roata norocului este adusă de îngerul temperanței. Eu cred că este un cadou în viața ta. Pentru că temperanța asta aduce roata norocului, aduce o răsplată, aduce lucruri frumoase. După o perioadă grea, după o perioadă în care te-ai chinuit, în care ai suferit, da? Aduce lucruri frumoase, temperanța. Și ce mai avem pe aici? Avem un paș de spade. Cineva din gemeni, balanță sau vărsător este cu ochii pe tine. Cineva te urmărește, dar nu are curajul să spună, nu are curajul să-ți vorbească. Gemeni, balanță sau vărsător, marcaje puternice, o persoană tare timidă, de altfel, o persoană care iubește fotografia, care iubește să facă fotografii, comunică cu greu atunci când este vorba despre tine, dar este foarte curioasă această persoană în legătură cu tot ceea ce mișcă în jurul tău. Ok, ce-i cu 7 de spade aici? Ce-i cu minciunile astea? Ce-i cu lașitatea asta? Și avem așa un 4 de bastoane întors. Lipsa suportului emoțional, ai nevoie de suport, probleme în familie, de aceea mi-a apărut și cartea cu familia, un divorț mai văd aici sau un eveniment se amână. Despărțire, mai ales dacă ai de-a face cu cineva din berbec, fecioară și berbec. Ok. Ce mai avem pe aici? 3 de bastoane. Totuși aici văd o conexiune foarte frumoasă pentru unii dintre voi cu gemeni. Dacă aveți de-a face cu cineva din zodia gemeni, văd aici că se
se naște, se manifestă un vis, da, veți trăi ceva de vis așa cu cineva din Gemeni sau mai văd și pe cineva din Berbec totuși. Văd o împăcare, după o separare, după niște minciuni, după niște lucruri de genul ăsta, apare totuși o împăcare. După un blocaj. Nu sunt chiar atât de rele cărțile, dar simt mai mult că e felul vostru de a gândi, de a vedea. Ok, mai există cineva din Capricorn aici care luptă pentru tine și care te vrea. Și steaua, dar este așa cumva fără speranță. Un Capricorn disperat, un Capricorn care abia așteaptă să intre în viața ta, care luptă pentru tine. Dar și acest Capricorn gândește foarte negativ. Mai poate fi și cineva din Vărsător. Conexiuni nu prea bune cu Vărsător și Capricorn. Iar aici, cinciul de bâte a venit invers, ultima carte. Asta înseamnă că armonia se restabilește, da? Lucrurile se liniștesc. Da, cam asta am vrut să spun. Situația se rezolvă, indiferent de situație, se rezolvă până la sfârșitul lunii, începutul lunii decembrie, lucrurile se rezolvă aici pentru tine. Sobosită deja mă bâlbâi. Gata, termin aici cu fecioara, că am făcut destul de zodii astăzi. Bun, dragilor, deci, așa în mare, văd, atenție pe familie, da? Mare atenție pe familie. Spune-le cât de mult îi iubești. Nu uita să le spui acest lucru în fiecare zi. În rest, văd tot felul de conexiuni pe aici pentru voi, drăguțele mele fecioare. Cea mai bună conexiune o aveți cu gemenii, văd, în luna noiembrie. Un berbec de caminte pe aici. Mai văd și treaba asta. Și săgetător. Mai este cineva din săgetător care tot așa se conectează într-un mod tare fain cu tine. Conexiuni mai rele cu Vărsător și cu Capricorn. Da? Lucrurile nu prea stau chiar atât de bine aici. Dar în rest, toate bune și frumoase. Ok, hai să vedem un sfat pentru tine, dragă fecioară, ce sfat avem. Și cartea îmi spune așa, fii mulțumită sau mulțumit cu ceea ce ai deja în viața ta. Nu încerca să ceri mai mult de la univers înainte să mulțumești pentru ceea ce ai sau înainte să fii mulțumit de ceea ce ai în viața ta, pentru că este posibil, da, să ți se ia totul. Deci ea spun că roata norocului poate fi să vină cu lucruri foarte pozitive sau poate, da, să vină cu lucruri negative. Pentru că e o karmă, este un destin, este, știi cum e, un payback. Dacă tu ai făcut lucruri frumoase, se întâmplă lucruri frumoase. Dacă ai făcut lucruri negative, se întâmplă lucruri negative mai devreme sau mai târziu în viața ta. Deci, da, mulțumește-te cu ceea ce ai. Mai văd aici nebunul înțelept. Da, acceptă-ți greșelile și recunoaște dacă este vina ta vreodată într-o situație. Este cazul să recunoști înainte să mergi mai departe. Și să înveți ceva din acele greșeli, bineînțeles, să fii nebunul înțelept. Iar aici văd că îmi spune această carte să fii determinată. Știi prea bine încotro te îndrepți. Și ce găsești acolo. Da? Deci, nu știu în ce direcție vrei tu să mergi, dar e ceva de genul, ai grijă ce-ți dorești. Ai grijă ce-ți dorești de la viață, ai grijă ce-ți dorești de la univers, pentru că universul s-ar putea, da, să-ți răspundă, dar trebuie să fii conștientă sau conștient că intri într-o zonă cumva unde nici, parcă nici îngerii nu vor să meargă. Și mare grijă aici totuși cu Marea Preoteasă și cu chestiile astea, nu încerca să faceți lucruri care nu țin de lucrurile pământești, să zic așa. Într-un moment de disperare, într-un moment de obsesie, pentru că mai văd aici și persoane obsedate și dacă nu sunteți voi, atunci este cineva din preajma voastră. Eu atât vă spun, sper să nu fiți voi și să încercați aici să țineți pe cineva cu vrăj, cu forța, cu nu știu ce. Dacă nu sunteți voi, atunci să știți că aveți de-a face cu cineva care face lucruri de genul ăsta, da? Deci aveți pe cineva în preajmă. Trebuie să spun și lucrul ăsta, l-am tot evitat, dar îl văd și îl spun. Văd o persoană obsedată, o persoană care face orice doar să țină pe cineva în viața sa. Nu, dacă sunteți voi, na, că eu nu știu dacă sunteți voi sau este altcineva, știi, din preajma voastră, dar dacă sunteți, Doamne ferește, vreunul dintre voi,
Nu faceți prostia asta, pentru că niciodată nu veți avea acea persoană în totalitate. Va fi doar o carcasă. Ce să faci tu cu o carcasă? Ce să faci cu un putregai? Înțelegi ce spun? Niciodată nu va fi un întreg. Acea persoană va avea tot timpul sufletul acolo unde trebuie să fie. Va fi doar un corp. N-ai ce face cu acel corp gol. Bun, sper că ați înțeles mesajul. Da, nu faceți prostii. Dacă aveți pe cineva în preajma voastră, stați departe de oamenii ăștia cât se poate de departe. Maxim ce puteți face, dacă vă place, da, mergeți, faceți-vă, nu știu, citiri de tarot. Astea nu sunt chiar atât de periculoase, dar să nu mergeți mai departe de atât. Bun, v-am pupăcit dulce, dulce, dulce și sper eu să fiți foarte înțelepți și să aveți mare, mare grijă încotro vă îndreptați. Ce să mai zic? Până data viitoare, aveți grijă de voi și iubiți-vă mult. Numai bine. Ceau, ceau, ceau!